Ziua și bine v-am găsit, sunt Cătălin de la Asociația Suporterilor Sfârșiuș Iași și astăzi voi continua seria filmulețelor legate de Muzeul Suporterilor Ieșeni sau Muzeul Sportului Ieșean cu noi materiale aflate în colecția mea și voi începe astăzi cu o fotografie originală de la 1970 unde ne este prezentată echipa campioană națională a diviziei A de volei feminin, echipa Penicilina Iași. Aceasta este fotografia originală a echipei noastre campioane de atunci. Bineînțeles, înrămată. Și să vă citesc echipa de atunci: Aurelia Căunei, Zăbarana, Itu Fiorentina, Chirțulescu Ana, Dobriscu Lucia, Binchici Viorica, Dobriscu Doina, Nan Carolina, Brumăna Nadia și Cârțan Marilena, bineînțeles, antrenate de un profesor Nicu Roibescu. O fotografie originală de atunci cu echipa noastră campioană de la acea vreme. Din păcate, la ora actuală, cum bine știți, echipa noastră, fosta noastră echipă Penicilina Iași, nu mai activează decât la nivel de junioare, nemai având o echipă scrisă de senioare înscrisă în prim campionatele din România. Următoarea piesă, tot așa înrămată, un program de meci destul de interesant cu participarea echipei noastre de handbal feminin Terom Iași în Cupa Cupelor 1989, plus o fotografie originală de la acel meci, de la acea vreme. Echipa noastră campioană, echipa noastră Terom Iași participa în Cupa Cupelor în compania echipei Universitatea Ankara. Nu știu cât de bine vedeți dumneavoastră, să mai apropii ca să vedeți puțin și echipa noastră de atunci și programul de meci. Haideți să vă citesc și echipa noastră de la vremea respectivă: Cornelia Rădășanu, Gabriela Nițu, Iulia Dimofte, Mihaela Crăcană, Stella Rupa, Cătălina Morariu, Lăcrămioara Alexescu, Angela Anton, Liliana Bahrim, Mihaela Chelariu, Valentina Cozma, Maricela Ciolacu, Daniela Chircan, Beatriz Luca, Gabriela Gungescu, Gabriela Horga, Gabriela Lupan, Aspazia Mocanu, Corina Nisipianu, Rădița Uniț și Macrina Tomuleac. Bineînțeles, antrenori erau Cornel Bădurescu și domnul Dan Constantinescu. Aici aveți acest program de meci destul de interesant de la acea vreme, plus fotografia originală. Următoarea piesă din colecția mea are legătură cu fotbalul ieșean și este un program de meci de la 1983. Un program de meci disputat între Politehnica Iași și Universitatea Craiova. Se apropie puțin. Să vă citesc echipele probabile de la acea vreme. Echipa noastră avea primul 11 cu Dohot, Munteanu, Anton, Ursu, Ciocărlan, Romilă, Gheorghiu, Simionaș, Florian, Cioacă, Nemțeanu. Wow, ce echipă! Plus cei de la Universitatea Craiova, Craiova Maxima, care aveau în poartă pe Lung, jucători de câmp Ungureanu, Ștefănescu, Tirihoi, Negrila, Țicleanu, Irimescu, Balaci, Cărțu, Cămătaru și Giorgău. O super echipă și o super întâlnire în Dealul Copoului în 1983. Anii 80, care au fost printre cei mai prolifici ani în sportul ieșean, chiar dacă și aveau legătură cu basketul sau volei sau fotbal, handbal, deci se juca un sport destul de înalt în orașul nostru. Un alt program interesant de meci de la 1986 este de la Trofeul Iașului la handbal. Un program de meci în Trofeul Iașului cu participarea multe echipe, o echipă din Polonia, o echipă din Varșovia, România Junioare, Știința Bacău, Rulmentul Brașov, Hidrotehnica Constanța și, bineînțeles, echipa noastră gazdă Terom Iași.
anul 1986 și haideți să vă citesc și echipa noastră, lotul formației noastre de atunci: Cornelia Rădășanu, Roșu, Elena, Nițu, Gabriela, Alexescu, Lăcrămioara, Angela, Anton, Mihaela, Chelaru, Aspazia, Crețan, Gabriela, Condrea, Rudica, Covaliuc, Valentina, Cosma, Beatriz, Luca, Angela, Haidou, Gabriela, Horga, Lenuța, Iordache, Corina, Nisipianu, Rădița, Uniț și Prundeanu, Lenuța, antrenor, bineînțeles, domnul Coinel Bădulescu și Pop Mircea. Turneu care era binevenit. Lucruri pe care nu se mai întâmplă astăzi. Turneile acestea zonale sau fel de fel de trofee care erau organizate în cadrul orașelor sau regiunilor erau binevenite pentru returul campionatului sau chiar începutului de campionat, indiferent că era un handbal, basket, handbal, volei. Și nu în ultimul rând, o amintire mai recentă, când echipa noastră aveam basket la nivel înalt și la fete și la băieți în orașul nostru. E un program de meci destul de aproape din anul 2017. Într-un cuplaj de basket, unde echipa de basket masculin întâlnea CSU Universitatea Cluj-Napoca, iar Politehnica Național feminin la basket întâlnea Universitatea Goldiș-Arad. Un program de meci din 2017, nici nu ne vine a crede că au trecut deja 4 ani, iar noi nu mai avem la ora actuală basket feminin. Din fericire pot spune că datorită 3 cluburi, Stomart Iași, Politehnica Iași și CSC Unirea Iași, am reușit să încropim o echipă care se poate evolua de basket masculin, care se poate evolua deocamdată în Liga a doua, deci să ne putem bucura de prezența unei echipe de basket într-un campionat. Haideți să vă citesc echipele noastre de atunci. La băieți, în componențe erau Jermail Jones, Madalin Nicolae, Constantina Marghioale, Liviu Rotariu, Vlad Popovici, Răzvan Vatră, Tudor Gârbea, Alexandru Gherasim, Alexandru Pădinianu, Sebastian Buiciuc, George Gogoaș, Adrian Roșu, Vlad Secheli, Lucian Tbârna, Howard Crawford, Adrian Manciu, Răzvan Bărătoroveanu și Dudu Alexandru. Iar la fete le întâlneam și aveam următoarea echipă destul de restrânsă numeric, prin Ramona Dănălache, Diana Dănilă, Simons, Andreea Ursulesi, Ioana Eftimescu, Ana Maria Ciotâr, Roxana Butnariu, Gabriela Măgurean, Angelica Bermudez, Morgan Jennings și Alexia Adams. Program de meci la 2017, un program destul de recent, dar ușor începe să devine destul de vechi. Din păcate, la ora actuală, fotbalul mai există, chiar dacă este în Liga a doua, destul de bine susținut de către Primăria Iași și, din fericire, avem basket masculin din nou, datorită celor 3 cluburi care eu vi l-am menționat. Mai avem handbal datorită implicării profesorului Florin Spiridon, un handbal masculin, dar lipsește volei, lipsește basket feminin, lipsește chiar și, să spunem așa, pe prima scenă și rugby-ul în 15 masculin, dar bine că există, este acolo și poate începând de campionatul viitor o să ne reprezinte la un nivel mai înalt. Cam atât pentru astăzi. Astăzi, bineînțeles, port tot o bluză naționalistă pe mine, tot de la cei de la Legende Vii. Dacă doriți să comandați o bluză sau un tricou sau un hanorac, intrați pe canalul lor sau pe pagina lor de Facebook sau de net și acolo veți putea găsi mai multe date despre dumnealor. Eu vă salut și vă doresc un an nou fericit!